2018, prin dispoziția primarului numărul 7 din 19 ianuarie, sunt prezenți 14 consilieri din cei 15 în funcție, lipsește domnul Catan, înțeleg motivat, plecat din localitate. De ședința se poate desfășura în condiții normale. Rog pe domnul președinte să preia conducerea. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal la ședința anterioară. Dacă sunt discuții, vă rog să procedați la discuții. Dacă nu, propun să aprobăm procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă abțineți? N-am înțeles votul. Îmi cer scuze, n-am văzut când ați putut la mâna. Pentru? Mulțumesc. Pentru ordine de zi. De suplimentări, sunt două proiecte de hotărâri, da? Da, da, care au fost discutate. Care au fost discutate ieri. La ordinea de zi avem două proiecte de hotărâri ca suplimentare. Unu este nota conceptuală și tema de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional construire teren de sport multifuncțional și amenajare în incintă școala numărul 2 Cireșoaia, oraș Plănic Moldova, județul Bacău. Îl votăm. Dar asta era pe ordinea de zi. Nu, asta era pe ordinea de zi. Era pe ordinea de zi. Preluarea e luna public. Preluarea e luna public. Da? Și nu e nimic, corect. Și regulamentul de parcare, la modificarea preluarea de regulamentul de parcare. Da? Dar s-au discutat ieri. Deci, celălalt este proiect de hotărâri privind modificarea hotărârii Consiliului Local Orașul Sânic Moldova, numărul 164 din 20.12.2017, care se referă la regulamentul de funcționare a sistemului de parcare cu plată. Da, se supune la vot și trebuie să operă prin aprobarea preluării în folosință a instalației de la Delgas Grid și a achiziționării lămpilor de iluminat. S-a discutat aseară. Cine este de acord cu suplimentarea și cu cele două proiecte de hotărâre? Este cineva împotrivă? Să abține cineva? Nu. Acum supun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi care a fost discutată ieri în ședința pe comisii. Cine este de acord cu ordinea de zi care v-a fost prezentată și care o veți Este cineva împotrivă sau ține celălalt? Trecem la punctul numărul 1 al ordinii de zi, care este proiect de hotărâre privind aprobarea indexării indiciului mediu al prețurilor de consum aferent anului 2017 față de media anului 2016 cu aplicabilitate în anul 2018 pentru contractele de concesionare și închiriere. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Da. Supun spre acolo. Deci se discută. Se discută acest proiect de hotărâre. Este vorba de evoluția prețurilor de consum din decembrie 2017 față de decembrie 2016 este un indice care se comunica de Institutul Național de Statistică și care va fi avut în vedere, potrivit legii, la indexarea prețurilor contractelor de concesiune și achiriilor. Dacă sunt discuții. Dacă nu, avizul comisiilor. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Domnul Munteanu, vreți să... Da, eu n-am fost chiar la ședința de comisii și aș vrea să cred că ar fi corect ca aceste comisii să-și fac fiecare ședință separat, nu toate la primărie. Poate unul din cauza că se intimidează de primar sau de viceprimar nu votează ce ar trebui să zic el. Eu nu înțeleg ce trebuie schimbați indicii ăștia de la an la an, doar așa, și dacă îi schimbăm, ar fi o chestie așa, de ce tot îi mărim? La tot, la orice facem, indic, la orice, îi mărim. Care, unde, din ce calcule
știu, a ieșit această necesitate de mărire. Deci este prevăzut de codul fiscal și de finanțele publice. Nu am acum chiar articolul la mine, o să vi-l aduc. Bun, și ce zice codul fiscal? Spuneți-mi, deci, să mărim cu 1%. Domnul Mondar, codul fiscal spune... material. Noi avem niște contracte de concesiune încheiate istoric, din 90 încoace. Majoritatea 92-96. În aceste contracte spune la un articol că în fiecare an valoarea contractului se modifică cu valoarea indicelui. Se actualizează. Nu se negociază, se actualizează. Se actualizează. Respectiv. Da, dar dacă indicele, niciodată indicele nu a fost minus. Din cauza inflației, acest indice este întotdeauna cu plus. Pentru că dacă ar fi cu minus, ar fi poate cu minus. Și atunci, noi în acest cont, noi primim de la Oficiul Național de Statistică, primim acest indice care este un document oficial pe care dumneavoastră puteți să-l contestați dacă doriți la Oficiul Național de Statistică, dar trebuie să supunem aprobării Consiliului Local doar formal. Noi nu putem să facem ca acest indice să fie mai mic. L-am primit cât este el și îl facem mai mic că vrem noi. Vine Curtea de Conturi, verifică aceste contracte și va spune, aveți o eroare, trebuie să modificați indicele cu ce scrie în contract. Dacă este obligatoriu să modificăm indicele conform codului fiscal, n-am nimic împotrivă. Este vorba dar dacă tot modificăm toate dările la stat față de omul care din greșeală locuiește în zona asta, din Moldova, v-am spus și la ședința trecută, hai să gândim un pic și sociologic. Mai poate populația orașului suporta, mai pot cei care sunt în business suporta mărirea dărurilor și până unde? Ca să fim sinceri, hai să ne mărim oată până undeva și 5 ani de zi. Care este propunerea dumneavoastră concretă, domnul Consiliu? Care este propunerea dumneavoastră concretă? Domnul primar, vedeți asta dacă televizăm, acum suntem în campanie electorală. Deci asta nu-i ședință. Dumnealui n-a venit ieri. Eu ieri de ce am venit ca fraiul atâția oameni? Nu, ca să stau cu dumneavoastră astăzi, da, vorbim din nou? Da, dar nu cu mine, cu toată lumea. Dar ieri am vorbit cu toată lumea asta. Ieri am vorbit. Vreau și eu să știu. Dumneavoastră, pentru că se televizează, faceți acum campanie electorală. Ce fac campanie electorală? Că, dacă nu e numai pentru cetățeanul din Slănic, asta este pentru... Oamenii din Slănic trebuie să știe... Este pentru cetățeanul din toată România, din toată... Da, omul din Slănic nu e în toată România. Trebuie să știi, doamne, se măresc... Conform legii. Domnul Munteanu, știți foarte bine că 99% din concesiuni sunt către persoane juridice, da? Ca să știți. Îi contează. Bun, așa este. Dumneavoastră vă apărați un drept al întreprinzătorilor. Bun, este foarte bine. Dar mie mi se pare că această problemă pusă dumneavoastră este puerilă și este în afara subiectului. Bun, dar ați întrebat, am răspuns civilizat, dacă îmi permiteți, și vă duceți în zona de protecție a cetățeanului, ca și cum eu aș putea să fac lucrul ăsta și nu-l fac, domnul Munteanu. Dar noi biciuim cetățenii și dumneavoastră îi apărați. Asta e concluzia. Nu e asta concluzia, domnul director. Vreau să se înțeleagă bine. Că în momentul domnul Rotaru a propus de la 0,6 impozitul pe clădiri și terenul la 1,1, trebuia să arate Consiliul Local calculul astronomic care l-a dedus lui să facă așa. Domnul Munteanu, dar nu ați propus. Domnul Munteanu, vă rog, sunt președinte de ședință, dați-mi voi în material dacă le studiați. Indicele este de 101,34% comunicat de Biroul de Presă a Institutului Național de Statistică. Corect. Deci trecem la... mai este cineva care vrea să intervină? Deci noi nici de fapt n-am făcut decât să facem o formalitate, că nu putem interveni cu nimic, nici în plus, nici în minus. Absolut. Supun la vot proiectul de hotărâre la punctul 1 al ordinii zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 2 al ordinii zi. Pentru sau vă abțineți sau pentru? Dar de ce mă întrebați mereu? Pentru că n-am văzut. Nu, eu trebuie să spun. Dar nu pot să vă de să mă mult să vă văd. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor al orașului Slănic Moldova. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții cu privire la acest punct.
Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare punctul numărul 2. Cine? În avizul comisiilor, mă scuzați. Favorabil. Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 2 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local de venituri și cheltuieli, sursa A și sursa E, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anilor 2016 și 2017. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții, vă rog să interveniți. Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 3 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației pieții agroalimentare Slănic Moldova. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți și să discutăm pe acest punct al ordinii de zi. Dacă nu sunt discuții, avizul comisiilor. Favorabil. Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 4 al ordinii. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți să discutăm punctul numărul 5 al ordinii de zi. Nu, aici era cu taxa de... Nu, următoarea. Avizul comisiilor. Favorabil. Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 5. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Punctul numărul 6. Se abține. Se abține? Spuneți. Domnul Mutan. Da, a zis că se abține. Da. De acord, am consemnat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Domnul primar, dacă s-ar putea activitatea să desfășoare mai bine pe Barea Slănicului, ar trebui să avem și noi o mașină de gunoi mai performantă, cu mare și vecinii noștri din Târgona, Dofteana. Mai bune să fie, în primul rând. Ca să putem activitatea mai bună. Și dacă s-ar putea la fiecare cetățean să avem și noi pubele, cum este la fiecare localitate. Sunt cei de la sate care au pubele și noi, orașul, stațiune, nu avem. De ce nu avem? De atâția de zile ne luptăm și nu putem reuși să facem o asemenea activitate. Pentru că oamenii sunt nemulțumiți. Că nu se dau pungi, adică sași menajeri, nu se dau nimic, dar vine să ia gunoiul și împăcătește și nu, niciun fel de favor nu se dau la cetățeni. Și de asta am zis că dacă s-ar putea să facem și noi. Da, vă răspund imediat la întrebarea dumneavoastră, la propunerea dumneavoastră. La Slănic Moldova, activitatea de salubritate a trecut prin mai multe etape. Într-o etapă, Slănic Moldova s-a asociat împreună cu Comăneștiu și încă câteva comune de pe Valea Trotușului și pe un proiect s-au adus niște mașini noi nouțe la vremea respectivă. Da? Slănic Moldova s-a separat de această asociație și bineînțeles că această asociație nu a dat la Slănic Moldova nici măcar o mașină de gunoi. Containere și celelalte nu mai spun. În 2009 știți foarte bine că s-a luat decizia să fim parte a acestui ADIS, care de altfel este o asociație la nivel de județ și reflectă principiul solidarității de județ, unde există acea nedreptate vis-a-vis de prețul între oraș și comună. Sunt niște
aspecte de care nici noi nu suntem mulțumiți. Dar această asociație la vremea respectivă a cerut orașului Slănic Moldova, Consiliului Local, primarului, să accepte să aibă un operator. Respectiv, Slănic Moldova nu a acceptat să aibă operator, la fel să rămânem noi o enclavă izolați aici. Dacă am fi avut operator, atunci acest operator ar fi avut obligații să doteze și punctele individuale și cele colective cu aceste echipamente de care dumneavoastră ați amintit. Inclusiv operatorul era obligat să aibă mașină cum trebuie, angajații să aibă salopete cum trebuie, să aibă totul în regulă. Noi am rămas din nou pe din afară. Respectiv, de un an și jumătate de când am ajuns la conducerea acestei instituții, sigur că lupt să avem aceste facilități, dar noi pentru că nu mai sunt la momentul acesta proiecte ale ADIS-ului prin care noi să putem primi, să ne includă pe o listă unde să putem primi, lucrurile s-au împărțit și trebuie să rămână împărțite așa. Este jenant și sunt mâhnit că noi trebuie să plătim 1 miliard cotizații la această asociație de pe urma deciziei unui Consiliu Local de la Slănic Moldova din 2009 și să nu beneficiem de absolut nimic. Știți cum suntem? Nici nu putem ieși și dacă rămânem este rău. Pentru asta, propunerea de cotizație făcută de asociația ADIS este nedreaptă pentru Slănic Moldova. Și eu vă supun atenție dacă această cotizație să rămână 3.000 de lei cum a fost până acum sau să fie 10.000 de lei cât ne propune ADIS-ul. Sigur că votul nostru... Cu sublinierea că 3.000 de lei nu mai are nimeni. Cu sublinierea că 3.000 de lei nu mai are nimeni. Comunele au 5.000. 4.000 comunele până în 3.000 de locuitori și 5.000 celălalt. Eu aștept propunerea dumneavoastră pentru că este un vot care va fi dus în adunarea generală a asociației ADIS și care va fi supus adunării generale. Există o probabilitate și mă voi bate să rămână votul dumneavoastră, adică să aprobe asociația, că noi nu putem să suportăm mai mult și nu este drept să plătești o cotizație mare când nu primești, și sper să treacă în forma în care noi o aprobăm astăzi. N-am înțeles totuși care este suma pe care ați propus-o. 5.000. Deci propunerea dumneavoastră este 5.000 de lei. Adică la nivelul unei comune de aceeași populație cu Slănicul. Da? Da, care beneficiază de operator. Bun. Dar altfel n-aveți nicio șansă să vă voteze. Sigur, este un argument sănătos și eu îl voi susține. Și nici nu mai avem unii depozitari, tot la Bacău trebuie să le ducem, sau dacă le ducem la Comănești, le ducem tot la Bacău. Iar ei știm bine că susțin că această taxă pe care o plătim ne creează facilități de depozitarea gunoiului, respectiv la Onești și Bacău, da? Deci ei justifică... Da, au argumentat scris. Da, nu, dar să nu se creadă aici că noi dăm bani de pomană, propunem, da? Nu. Am propus eu 5.000 așa de la mine ca să fiu filantrop acum la această asociație. Ei vor argumenta și în instanță, dacă e cazul, că ne oferă niște facilități, depozităm gunoiul, pentru gunoiul nu putem să-l punem decât în locuri. Mai popular așa, gunoiul ăsta nu se poate arunca, trebuie dus la Bacău, la celula 1, respectiv celula 2. Toată activitatea asta este reglementată de asociație. Asociația are niște cheltuieli ale asociației și din cotizația, suma cotizațiilor acestor membri asociați, se plătesc cheltuielile asociației. Pentru că gunoiul la depozitare, noi îl plătim. Îl plătim. Da. Funcționarea asociației. Eu cred că este clar punctul de vedere. Da? Deci, luăm în considerare propunerea... Că poate sunt și alte propuneri. Dacă mai sunt alte propuneri, nu, cu altă propunerea e bună. În schimb, mă gândeam la o variantă. Oare nu s-ar putea construi în Slănic Moldova, într-o zonă mai departe de Slănic, un crematoriu? Nu. Este un program european. Este un program european. Și nu se încadrează. Deci, la momentul la care s-a făcut acest proiect european, care are aproximativ 32 de milioane de euro în valoare, cheltuiți, s-a pus problema așa. Se fac două puncte de transfer, Onești și Moinești, unde vin gunoaiele de pe o rază și se duc mai departe la celula
de la Bacău. Singurul punct de depozitare este celula 1, respectiv celula 2 și așa mai departe până la celula 7, am înțeles că sunt prinse. De ce am intervenit? Pentru că deja comunitatea europeană a lansat ideea ca din iulie să nu mai se fabrice acele pungi de plastic. Bun, bun, asta este reducerea, colectarea selectivă, creșterea procentului de colectare selectivă a acestor gunoaie și reducerea cantității totale de gunoi menajer sunt niște ținte pe care noi trebuie să le atingem. Și aici o să avem de lucrat foarte mult, o să discutăm separat, dacă vreți, într-o altă ședință despre acest lucru. Noi astăzi vorbim despre cotizație. Și dacă corelăm cotizația cu alte aspecte, eu cred că am fost suficient de clar cum le-am putea, cum am putea argumenta să fie 50% din cea dată. Cu șanse de a fi aprobat. Cu șanse de a fi aprobat. Că dacă propunem să fie 3.000 de lei, o să spunem, mai întâi îți bagi joc de noi, ești în asociație, ce stabilește majoritatea, respectă minoritatea. Deci așa nu-i sigur dacă o să se aprobe? Da. Da, ne pot trimite în judecată. Trebuie să plânsă un pic pe acolo. Trebuie. Da. Dacă nu mai sunt dacă alte propuneri... Dacă chestia care întreba domnul consilier, nu-i răspuns. Însă zicea de oameni, în ce pun gunoaiele și cum se va proceda. Fiecare sat din Republica România, până am trecut, în data de vezi grămezile la poartă, în data de vezi în altă parte, de asta vreau să întrebi, domnul Solomon. Bun, eu am răspuns, cred, domnul Solomon, am răspuns la întrebarea. Da, înțeles. Domnul Munteanu propune ca să facem o investiție în acest sens, da. Adică mai concret, aceste pubele individuale și colective să fie cumpărate de undeva. Eu am argumentat că am fi putut beneficia de ele la vremea respectivă. La momentul acesta, situația financiară a relației noastre comerciale între primărie și Util Prest este pe minus față de primărie, respectiv Util Prest, care este operatorul nostru de gunoaie, nu are bani și nu are niciun interes să doteze cetățeni, pentru că el face operarea și încasează mai puțin decât cheltuie, și primăria Stănii Moldova la acest moment nu are, în afară de ce am făcut noi, niște platforme, cum le-am făcut, cu plasă bordurată și cât de cât să fie securizat locul de depozitare, încă nici nu le-am făcut peste tot. În afară de această așa zisă investiție, o amenajare practică a locului respectiv, noi nu putem să ne propunem anul acesta să oferim pubele individuale și saci menajeri la populație. Probabil că după ce lucrurile vor sta mai bine cu bugetul nostru, vom avea de unde să cheltuim o sumă pentru acest aspect. Dacă nu mai sunt alte propuneri privind valoarea cotizației, supun spre aprobarea dumneavoastră 5.000 de lei, urmând să trimitem la Bacău, vă ascult, domnule. Da, cine este pentru? Comisie. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru suma de 5.000? Deci 5.000 în anumitate, da? Mulțumesc. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Stănic Moldova numărul 113 din 11 august 2017 privind stabilirea salariilor de bază, pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului orașului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al orașului Stănic Moldova. Inițiator Bațiu Gheorghe, primarul orașului Slănic, Moldova. Bun. Sunt în situația să vă informez față de ziua de ieri că noi am convenit cu angajații din primărie, cu sindicatul și comisia paritară, ca salariile în ianuarie 2018 să fie identice cu decembrie 2017, salariile nete, venitul net. Argumentat de faptul că nu putem să creștem punctele, să respectăm acele puncte de coeficiențe de multiplicare cu salariul minim, întrucât avem la ANFPA spre aprobare reorganizarea primăriei, a organigramei noastre, a refacem organigrama și ocazie cu care facem o economie în așa fel încât, așa cum am promis, să nu creștem cheltuiala cu angajații din primărie în 2018. Așa că salariile trebuie să crească într-un final puțin, dar vor crește și vor fi această creștere va fi acoperită din economia pe care o facem
cu ocazia reorganizării. Și atunci, am propus de o săptămână, ieri am avut ședință din nou, să rămânem cu salariul net. Avem un punct de vedere al sindicatului și al comisiei paritare, altul decât propunerea mea. Acest punct de vedere este consultativ, nu este un drept de veto. Sigur că dumnealor au posibilitatea să se adreseze mai departe la forurile respective. Noi trecem printr-o perioadă grea, primăria are datorile pe care le are, are perspectiva să încaseze mai puțin din cote defalcate. Știți acest lucru și vă rog să fiți de acord cu propunerea mea să rămână salariul net al fiecărui angajat din primărie la valoarea din decembrie, sub rezerva. Că dacă în martie, dacă în aprilie, când practic întrerupem aceste plăți la oamenii respectivi, a căror muncă va trebui făcută cumva de alți angajați din primărie, să venim cu altă propunere și să încercăm să distribuim economia, măcar o parte din ea, în salariile colegilor noștri. Ca un amănunt, fiecare salariat din primăria Sălin Moldova în 2017 a avut o creștere a salariului net de cel puțin 25%. Adică să aveți o imagine despre cum au crescut aceste salarii. În mediu. De cel puțin. De cel puțin 25%. Avem situația în care au crescut și 50%. Și, surprinzător, acolo unde am crescut, nu s-a repercutat o singură persoană nu a avut. Aveți dreptate și știți acest lucru. E vorba de secretarul primăriei, care la momentul acesta ne-am propus să reglăm această situație, respectiv și doamna secretar să primească creșterea de minim 25% care am avut-o la celelalte compartimente. Da, aici, eu, în calitate de consilier, propun evident că să înghețăm și indemnizațiile noastre de ședință, ca să nu facem contrast cu ceilalți salariați, în aceeași măsură, da? Bun, deci propuneți un amendament, nu? Supuneți la vot. Păi nu putem să creștem indemnizații noastre ședințe și să aprobăm că salariile angajaților rămân la fel, da? Da. Mi se pare corectă propunerea, sigur, da? Indicii, dacă rămân așa cum au fost stabiliți în 2017, este un lucru important pentru fiecare om. Nu, salariul net rămâne. Salariul net. Deci, domnul consilier, salariul net rămâne, dar indicele nu poate fi aplicat. Dacă aplicăm indicele, salariul net ar trebui să crească. Acești indici nu se modifică, nici în plus, nici în minus. Nu, deci indicele se modifică. Deci sunt două componente. Dumneavoastră votați acum ca salariul net al angajatului să rămână același. Dacă votați ca indicele să se păstreze, ajungem în situația când în 2018 am avea 147.000 de RON aproximativ cheltuiți pe respectarea acestui indice. Pentru că el a crescut, el a fost 1450 și acum este 1900. Respectiv, repercutarea acestui indice ar fi o cheltuială cu o creștere a fondului nostru de salarii, ceea ce eu vreau să evit la momentul acesta și din respect și pentru întreprinzător, că și ei le-a crescut impozitul și banii ăia nu-i corect să se ducă în salarii, să se ducă în plățile, în datoria pe care o avem noi și eventual într-un sprijin, în ceva care să se repercuteze pozitiv asupra stațiunii noastre. Este o atitudine corectă față de toată lumea. Și față de întreprinzători și față de angajații din primărie. Deci, în consecință, angajații de la OAT Slănic Moldova vor primi același salariu net ca în 2017. În decembrie. Și amendamentul că s-a propus consilierii să rămână cu același... La fel înghețarea indemnizației. Ca în 2017. Bun. Dacă mai sunt, avizul comisiilor, mai sunt discuții, vă... Favorabil. Supun spre aprobare proiectul de operare numărul 7. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?
Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare și a notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional construcție teren sport și amenajare incintă școala numărul 2, Cireșa. Inițiator, Bacu Gheorghe, primarul orașului Stănic Moldova. Da, aveți planșele aproximativ la Cireșoaia, școala este cea mai sustenabilă, pentru că demografic vorbind, Cireșoaia rămâne aproximativ cu o clasă bună în fiecare an. Sunt între 25 și 30 de copii aproximativ. Între 20 și 30. În orice caz, cel mai mare număr de copii. Cireșoaia nu are sală de sport, Cireșoaia nu are teren de sport. Pentru că studiul... Deci unde avem, nu avem copii, unde nu avem... Unde avem copii, nu avem sală de sport. Avem copii mai puțin și avem sală de sport. De unde am plecat? A venit o asociație care a analizat ce nevoi au copiii, au făcut niște studii independente de noi, împreună cu UNICEF-ul și cu alte entități, și au ajuns la concluzia că nevoia de un teren de sport la Cireșoaia este prioritară față de celelalte nevoi. Noi ne-am pliat pe această propunere a dumnealor. Dumnealor ne vor susține parțial în acest proiect. Am mai identificat și alte forme de susținere. Încercăm să facem amenajarea exterioară și cu voluntari și cu copii și așa mai departe. Și pentru asta am făcut un proiect care va fi supus astăzi ca și notă conceptuală dumneavoastră, după care proiectul va primi o autorizație de construire și după aceea o să ne adresăm potențialilor sponsori sau o să punem și de la noi, de la primărie, în funcție de disponibilul care îl avem. La momentul acesta pot să vă spun că noi ne-am propus să nu contribuim cu nimic. Adică să încercăm să atragem resurse din care vom face această amenajare. Autorizația de construire are 2 ani de zile ca termen și ne gândim că dacă anul acesta reușim să punem în funcție terenul de sport și nu vom avea resurse pentru celelalte, pista de alergare, acel loc de antrenament pentru săritura în lungime și ce nevoi mai sunt acolo, să le completăm la anul. Arbuști ornamentali și spații verzi și alte nevoi. Deci anul acesta nu vom afecta bugetul local cu acest proiect, doar vrem să facem în așa fel încât să avem documentul necesar pentru un eventual parteneriat. Bineînțeles, parteneriatele vor fi supuse la fel Consiliului Local. Când vom primi o promisiune de finanțare, vom veni la dumneavoastră să vă spunem, fiți de acord ca pentru proiectul acesta să facem parteneriatul cu asociația X sau cu persoana fizică eventual care ne va sponsori. Acest teren nu este inundabil, nu? Nu. Nu, este... E un teren deja folosit de foarte mult timp, e cel mai vechi teren de pe Valea Slănicului, deci e o bază sportivă veche. Ce voiam să completez, în afară de ce spuneați dumneavoastră, copiii din Cireșoaia au calități motrice deosebite în comparație cu ceilalți. În calitatea pe care am avut-o, am lucrat și cu cei de la Cireșoaia, cu cei de la Slănic, cu cei de la Cevrac. Deci Cireșoaia merită să aibă o bază sportivă mai deosebită. Ce rugăminte aș avea? Am înțeles că deocamdată UNICEF împreună cu nu știu ce formațiuni o să ajute la construirea acestei baze sportive. Rugămintea ar fi să ne ține și pe noi la curent care sunt acele formațiuni care participă la construirea ONG-ul sau ce sunt ele. Așa, la construirea acestei baze și dacă se poate, și cred că n-ar fi rău, ca derularea fondurilor să se facă prin primărie. Bun. Eu am și spus acest lucru mai înainte. Da, uite asta am spus. Obligatoriu, parteneriatele pentru acest proiect vor veni și vor fi aprobate în Consiliul Local. Nu vine nimeni să parteneze dacă nu ai autorizație de construire. Da? Noi o să, imediat ce obținem autorizația de construire, vom argumenta că avem autorizația de construire, adică suntem într-o formă, avem autorizație, haideți să susținem activitatea. Nu, înțeleg, Fărtescu se referea la plata de către ONG-uri, către primăria banilor și primăria să plătească la habitat. Bun. Acest lucru nu se poate impune. Finanțatorul... domnul Munteanu. Vă explic imediat. Finanțatorul poate să ceară să selecteze parțial sau total un proiect, să-l finanțeze, el să selecteze constructorul ca să fie sigur că banii sunt
distribuiți cum trebuie și eventual el să facă plata directă, dar în numele primăriei. Adică această formă, acest acord de parteneriat, îl vom discuta. Eu vă spun din practica mea de membru și fost președinte în asociații, sunt finanțatori care spun nu vreau ca banii să ajungă pe acolo, pentru că s-ar putea să existe un risc să nu mai ajungă în proiectul pentru care eu mi-am dorit să finanțez. Și atunci se găsește o formă. Forma este în contabilitate foarte simplă, în sensul în care ei trec banii, trec ca obiectiv prin primărie, dar plata se face în numele primăriei. Cunoașteți această... Noi o să insistăm să treacă asta și o să, la momentul acordului de parteneriat, în schimb, eu vi-l voi prezenta. Pentru că acordul de parteneriat înseamnă și detalii despre cum propune ei să circule banii și alte aspecte. Și dacă durează... Costă... Da, dar noi știți că ăla care donează, din experiență vă spun, dacă el ne-a donat niște gipsi carton, domnul Munteanu, imediat vă spun, dacă el donează plasă de pentru gardul de împrejmuitor de la terenul de sport. Deci dacă el donează această plasă, el nu ne interesează pe noi ce valoare are plasă. Dacă el donează, poate o are pe stoc și nu se vinde, poate o are la o valoare. Astea sunt detalii de care n-aș vrea să ne lovim acum. Bun, dacă vorbim de bani, atunci vă asigur că vom face tot ce trebuie, vom face legal și dacă acordul de parteneriat nu o să vă placă în forma lui, îl amendați la momentul ședinței și încercăm să... Ideea era că această bază, pe care cred că toți din Cireșoaia, în special copiii, doresc să fie realizată. Deci asta era ideea. Bun. Și pe să se realizeze. Deci ca să se facă. Dacă autorizația este a primăriei Sănii Moldova, sigur că ea este beneficiarul și proprietarul acestei bază. Noi o să dăm terenul să facă altcineva. Să fie o chestie clară. Bun. Și nota... o chestie pe care o apreciez, am sezizat-o ieri la ședința de comisie, faptul că lăsați și un spațiu pentru o sală de sport e un lucru important. Da, este deja prevăzut și sala de sport și laboratoarele. Bun. Pentru că există o probabilitate să putem construi laboratoarele necesare de fizică, de chimie și atunci... ele sunt oarecum sistematizat. Acum, inclusiv gardul, pentru cei care sunt din Cireșoaia sau care știu acolo, gardul a fost construit pe dig. Și vecinul Grigori îl cheamă, 1-2, trec prin terenul de sport. Noi acum, în proiectul acesta, aducem gardul unde trebuie și acolo lăsăm o cale de acces și nu va mai trece prin proprietatea terenul de sport, care înseamnă să lași accesul liber, să intre animale, să intre toate astea, nu este în regulă. Am reglementat inclusiv acest aspect. Da? Domnul doctor Rapid. Vreau să spun, m-am uitat pe schița aia, n-am înțeles că așa, dar terenul ăsta trebuie prevăzut cu vestiare, dușuri, grupuri sanitare. În teren, să nu la admitem la proiect nu, să fie terenul, fără așa ceva. La terenul de sport. Da. Doar la sala de sport. Da. Domnul, deci, la sala de sport o să facem. Domnul Rapi, sala de sport, sala de sport didactică are prevăzute aceste. Bun, noi acum facem un teren de sport. Nu construim dușuri și grupuri sanitare. Nu, dacă are tribună undeva, sub tribună, se poate. Bun. Mi s-a părut că undeva e o tribună. Într-un final, această incintă va avea o sală de sport și în cadrul sălii de sport vor fi vestiare pentru fete, vestiare pentru băieți, dușuri și grupuri sanitare și celelalte. Suntem, am stabilit măcar prioritate. Să fie proiectul. Bun. Am stabilit ca prioritate acest lucru și eu zic să-l aprobați în forma asta. Nu mai spun că proiectul ar putea să prevadă și nocturnă. Asta nu înseamnă că trebuie făcut acum. Da. Dar să fie în proiect. Dacă faci nocturnă, trebuie să închide domnul Moraru. Ei, nu se poate închiria la grupurile sportive care vin să... Bun, cred că... Dar condițiile de igienă trebuie să facem un trebuie să dăm ceva medicamentație sponsorului ca să nu se sinucide. Da. S-ar putea la mostrare un bloc. Da. Adică trebuie să fim... Ne întindem cât ne cuprinde placul. Nu putem să facem... Măcar în proiect să fie, că poate vor face alții.
Dar am proiect să fie și astea de civilizații. Am reținut propunerea dumneavoastră. Mai sunt discuții la punctul numărul 8? Dacă nu mai sunt, avizul comisiilor. Favorabil. Supun spre aprobare dumneavoastră punctul numărul 8. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? La suplimentare. Care este primul ăsta? Deci, la punctul numărul 9, proiect de hotărâre prin modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 164, din 20 decembrie 2017, cu privire la regulamentul de funcționare a sistemului de parcare cu plată. Da, nu este cazul să... Este o... Practic o clarificare a situației. Vă rog să îmi dați voie să citesc de la dumneavoastră. Deci, la articolul 24... Spune, taxa de parcare prevăzută la articolul 5.4 din prezentul regulament este obligatorie să va percepe de la proprietarii de clădire apartamente, cu excepția proprietarilor de clădire apartamente care fac dovada deținerii garaj, loc de parcare pe raza orașului Sanii Moldova. Aliniatul următor, proprietarii de clădire apartamente care fac dovada a faptului că nu dețin autovehicule în proprietate. Excepție. Excepție. Adică dacă ai garaj... Dacă ai garaj sau nu deții mașină, este normal să nu plătești această taxă. Am discutat acest lucru, țintim în principal pe proprietarii de apartamente care vin sporadic la Sanii Moldova, pentru că ei nu contribuie cu nimic la ce trebuie să facem noi pe acolo, pe lângă blocul lor și iluminat și celelalte. Și am estimat că vom încasa aproximativ 30.000 de ron din această taxă. Practic, așa cum am discutat la ședința din decembrie, noi nu avem o taxă de parcare, cum a fost anul trecut, pentru domeniul public pe Valea Stănicului. Pentru că impactul a fost nu ăla pe care l-am scontat noi și atunci ne-am propus anul acesta să modificăm această taxă și să o aducem doar la proprietarii de apartamente. Dacă... Deci a fost o clarificare... Pentru că această taxă a fost votată în ședința din luna decembrie. Da? Dacă sunt discuții la punctul numărul 9, dacă nu sunt, avizul comisiilor, vă rog. Favorabil. Favorabil. Supun aprobării dumneavoastră punctul numărul 9. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării dreptului de folosință asupra sistemului de distribuție energiei electrice, respectiv a dreptului de proprietate asupra corpurilor de iluminat și a punctelor de aprindere referente sistemului de iluminat public din orașul Slănic Moldova. Inițiator... Dar distribuție de energie electrice. Era vorba numai de corpuri de iluminat. Și punctele de aprindere. Două puncte de aprindere. Punctele aferente sistemului... Alimentarea corpurilor, da. Aferente sistemului de iluminat public din orașul Slănic Moldova. Nu e nicio problemă, am clarificat. Aici aș vrea să fac niște precizări. Din noiembrie 2016 muncim cu EON-ul să preluăm. Am făcut în teren inventariere, am făcut toate aspectele astea, le-am negociat. Practic, noi avem în Slănic Moldova la acest moment aceste corpuri de iluminat. 96 de bucăți pe LEA pe PT1 Cerdac, 40 de bucăți pe PT2, 60 de bucăți pe PT1 Cireșoaia, 71 de bucăți pe PT2 Cireșoaia, 44 de bucăți pe PT3 Cireșoaia, 156 de bucăți la PT1 5 8 10 11 Sanii Moldova și două puncte de aprindere. Practic toate aceste corpuri, aproape 400, costă 400 de lei. Ca și sumă. Dar dacă nu facem contractul de vânzare-cumpărare, putem face dovada că suntem proprietari, nu putem să le înlocuim. Noi ne propunem să punem un proiect pe iluminat public, să înlocuim aceste corpuri. Aceste două puncte de aprindere sunt evaluate la 2800 de lei, pentru că sunt dotate recent cu automate, cu tablou de siguranță și celelalte și ei nu au putut să ne le vândă mult mai ieftin decât e valoarea lor actuală. Din această cauză, eu propun să aprobăm inclusiv cumpărarea lor, adică preluarea prin achiziție,
Suma nu este în total, suma este 2800 de lei. 2800 de lei, unde intră și punctele de aprindere și, practic, epavele corpurilor, că majoritatea arată cum arată. Nu sunt niște corpuri de iluminat, sunt niște lămpi care și-au... Eu aseară am văzut cu cineva aici acum, Ben, unul care lumina cât jumătate din stânga. Avem acolo, dar după lămpile astea vă dați seama cât de piloși sunt acești, cât de privilegiați sunt acești cetățeni. Când te duci pe vale așa și vezi, îți dai seama. Bun, nu este în legătură cu asta, dar vă asigur că la ședința următoare voi veni cu propunerea privitoare la îmbunătățirea acestor sistemului de iluminat și, bineînțeles, o să facem o discuție și despre cum este delegată gestiunea acestor corpuri de iluminat. Ordinea cronologică este asta și am vrut în ședința asta să facem pasul acesta. Până la ședința următoare sperăm să perfectăm cu EON-ul documentele, să semnăm contractul și vom trece într-o altă etapă în care suntem proprietari și putem să luăm decizii altfel asupra bunurilor. Dacă sunt discuții la acest punct, vă rog să înscrieți. Dacă nu sunt, avizul comisiilor. Favorabil. Trecem la vot. Deci, cine este pentru proiectul de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Unanimitate? Da. Valoarea secretarului. Da, dar nu o prezint eu. Nu, deci evaluarea secretarului o face primarul la propunerea Consiliului Local și trebuie să, de fapt, ar trebui să fiți de acord ca să... Deci la punctul 11 ar trebui să fim de acord ca domnul primar să facă... Deci legea spune așa, vă citesc textual. La articolul 107, la aliniatul D, primarul pe baza propunerii Consiliului Local pentru secretarul comunei, orașului și a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor. Deci primarul pe baza propunerii Consiliului Local. Respectiv, dumneavoastră acum trebuie să fiți de acord cu propunerea. Mai făcut propunerea, așa am trebuit. Da, ați mai făcut-o, e o formalitate care trebuie îndeplinită. Și eu la ședința următoare o să vă prezint evaluarea pe care am făcut-o a secretarului primăriei. Supun aprobarea noastră privind împuternicirea primarului pentru evaluarea secretarului. Cine este pentru? Este cineva pentru? Bun. Aia e puiza punctului la ordine de zi. Acum aș vrea...